Bună ziua și bine v-am regăsit printre porumbei. Am reușit să ajung puțin acasă. Și după cum am promis, filmăm puțin porumbei. Aici unde aveam indienii, după cum puteți observa, am băgat boxele care erau la voltați linie 9. Le-am pus paie, unii și-au luat cuiburile, unii au depus ouă. Așa. Ca noutăți, acesta a ieșit mascul, nu e femelă, deci am doi masculi pe plus pe el și pe acesta. Și o să caut să iau ori femelă pentru ăsta, ori o să dau doi masculi. Și uitați ce am reușit să fac. Aici, pentru voltații linie 9, boxele. Am făcut 6 boxe și n-am reușit să termin deoarece am avut o mică problemă, de-aia nici n-am filmat, am ajuns pe la spital și e mai greu acum să termin tot ce am de făcut la ei. Astea sunt boxele pentru perechile de linie 9. În acest moment am 11 perechi de voltați linie 9. Însă cei 5 perechi de aici, aceste 5 perechi, sunt de dat. E posibil ca astăzi să-i dau, nu știu sigur, să vedem dacă vine persoana cu care am vorbit să ia. Așa, ce am observat, avem aici pui la această pereche, da, e mama acolo, mama lor acolo, îi las în pace. Mai am o jos la voltați ăștia, linie veche, și la ăsta aici avem o, cred că săptămâna viitoare scot jucătorii. Ca noutăți, așa ce am adus, am adus un mascul de voltat linie 9, acel almond pe care l-am postat în video anterior, cel scurt. Ia uitați cum o aleargă la cuib. Așa, ia asta ți-i dau puțin înăuntru. Uitați, acesta este masculul. Haideți-mă. Asta este o pereche roșu cu bălțatul meu, galbenul cu galbena. Nu știu sigur dacă s-au împerecheat, dar vor fi o pereche. Almondul acesta. Asta e ultima achiziție, ultima noutate care o am până în momentul de față. Pe el vreau să-l împerechez cu castania cu care l-am pus în video. Ia uitați ce se înfoaie. Așa. Apoi. Gri s-au împerecheat, gri asta de jos de aici, cu griul acela de sus. Almondul de la perete s-a luat cu albastra aia de acolo și voi lăsa așa. Albastru cu albastru matur are o, nu, depune o cu femela acum și eu să-i las așa. Dacă reușesc să-i dau pe aceștia 5 perechi și cum am vorbit cu domnul, îmi aduc altceva în locul lor. Nu vă voi spune ce, va fi o surpriză.
dar să vedem. Dacă reușesc acest lucru, voi fi foarte încântat. Chiar dacă printre ăștia va pleca și albăstrica mea, nu e nicio problemă. Așa. Boxerele astea sunt de o înălțime de 63 de centimetri în sus. 63-65, depinde, cam așa. 87, acestea din stânga, de unde e galbenul ăsta, lățime. Lungimea boxei, așa, asta 87, asta 83 și lățime 54, jumate, 55 aproape. Așa. Le-am făcut doar 6 boxe, le-am făcut foarte mari pentru a se putea călca liniștiți. Le-am gândit altfel eu, le voi mai modifica în timp, dar nu am cum. Nu am posibilitatea în momentul de față, deoarece nu pot face nimic cu mâna pe care o am în gips, cu mâna stângă. Am reușit de mi-am tăiat tendonul la degetul mare de la mâna stângă și 3 săptămâni este dificil. Bun, dar acestea sunt boxele, uitați, cam așa arată, mie îmi plac, mai am de lucra la ele, dar oricum îmi plac, au ieșit bine. Așa, să închidem la loc, ca să vedem. Ăștia tăpălăgoși au scos. Am văzut masculul cum hrănea puii. Nu știu dacă are unul sau doi, nu l-am deranjat, nu mă uit. Nu am o curiozitate atât de mare încât să văd ce a scos, să-i las în pace. Așa. Vreau să... Asta, femeia asta de jucător, tot care paie de aici la cuib. Vreau să văd ce pui vor scoate și jucătorii. V-am spus, pe acesta îl am de dat, acest voltat indian, pentru că n-am pereche la el și voi mai da unul ca să rămân cu 3 perechi. Nu, cu 4. Cu 4 perechi. Ori îl dau pe ăsta albul la schimb pe o femelă, dar aș prefera să-i dau, să dau 2 masculi. Acum vom vedea ce și cum. Perechile s-au format. Micuța asta ciocolatia s-a luat cu bobița meu, cu bobița asta. Să vedem. Vedem acum ce o să mai fie. Mai avem de modificat multe prin cameră pe aici. Timpul nu ne permite. Timpul, mă refer, ca și muncă. Nu vremea. Că vremea e foarte frumoasă. Ia uitați ce cald este afară. Așa. Avem multe de lucrat pe la ei, de modificat. Bun. Cam astea ar fi noutățile. Boxele acestea erau cea mai mare noutate. Dar nu sunt gata. Nu sunt duse la final. Astea îmi plac cum arată aici la indieni. Sunt chiar ok. Dar să văd, dacă reușesc să dau astea 5 perechi, dacă mi-aduc ce mai mi-aduc, o să aleg, o să-i separ pe cei care, dacă îi aduc, îi bag în partea asta, cred, aici. Ăștia la alții indienii voi lăsa aici și linia nouă, cred că pe hol. Vedem, nu știu, nici nu m-am gândit cum o să fac, e mai complicat. Oricum, nu am cum să-i las pe toate trei rasele amestecați.
dacă e să-i aduc. Da. Porumbei se prezintă bine. Sunt foarte ok. Am, trebuie să am, să le acord puțin timp să încep un mic tratament de deparazitare și să le ofer niște vitamine. Așa, preventiv deparazitarea. Și e, mai am de făcut multe la ei, dar na, vom vedea. Așa. Abia aștept să văd dacă galbenul ăsta s-a împerecheat și el cu galbenul lui. Cu asta de aici. Nu prea cred că s-a împerecheat, aștept să se împerecheze. După cum puteți vedea, ei încă se bat pe cuiburi, nu și-au ales cuiburile, nu. E complicat pentru că dacă am pățit ce am pățit, n-am apucat să-i separ, au rămas singuri așa, cu amestecați cu toții. N-am băgat paie la ei, n-am putut să fac nimic, am ajuns direct la urgențe și au stat așa de capul lor. Dar în scurt timp o să mă ocup cum trebuie de ei și îi separ pe fiecare, pe parte. Aici o să rămână indieni, în partea asta la altă linia nouă, dacă e, vom vedea. Și le voi face aici. A, uitați, masculul. Cum se înfoaie, cum face. Și o să încep și o să scot pui. A, uitați, fiul în stânga, tatăl în dreapta. Mă bucur că l-am adus, trebuie să-i tratez, are mizerie de aia la picior, cam multă și nu-mi place și îl și împiedică să meargă cum trebuie, dar îl fac bine. Bun, cam ăștia sunt porumbei, cam atât am avut pentru voi să vă prezint. Să vedem, dacă dau aceste 5 perechi, o să revin. Când ajung acasă, voi reveni cu un alt video. Cam atât pentru astăzi, v-am salutat, numai bine!